Bine v-am găsit! Numele meu este Viorica Robina, instructor auto în Germania și consilier MPU. Am pregătit aici pentru voi o lecție în care vom vorbi numai și numai despre întrebările la care voi trebuie să dați un răspuns în formă de cifre, trebuie să puneți numerele, cifrele necesare. De aceea se numește și la voi testul cu numere. Puneți-vă, rog, sau luați-vă o hârtie și un creion, notați-vă ce credeți voi că trebuie să vă notați, deoarece la sfârșitul acestui curs, la sfârșitul acestei lecții, noi vom scrie un test, așa că pregătiți-vă. Am pregătit aici pentru voi o folie cu ilustrații, cu tot așa cum am crezut eu că vă pot ajuta pe voi ca să vă amintiți aceste întrebări și, bineînțeles, răspunsurile lor. Una din întrebări este: care viteză maximă admisă este valabilă în interiorul localităților 50? Deci, de la acest indicator, voi trebuie să știți că sunteți într-o localitate și aveți voie să conduceți cu cel mult 50 la oră. O altă întrebare: vă dublați viteza? Cum se modifică distanța de frânare? Și aici avem cifra 4, deci distanța de frânare este de 4 ori mai mare. Imediat noi ne vom ocupa și de formula empirică și veți vedea acest rezultat. Care este distanța minimă ce trebuie respectată la oprirea sau parcarea înaintea unei treceri de pietoni? Și aici avem 5 metri. Trebuie să știți, pe trecerea de pietoni și 5 metri înainte nu avem voie să ne oprim sau să parcăm, deci trebuie să facem deosebirea între oprire și parcare, dar cum vedeți aici, imediat după, aici din cealaltă parte iarăși nu avem, dar imediat după trecerea de pietoni putem opri, putem parca fără probleme. În care zone, dinaintea intersecțiilor și joncțiunilor sau după ele, este parcarea interzisă? Tot așa, 5 metri, nu avem voie să parcăm. Care este distanța minimă ce trebuie respectată la parcare în afara localității, în fața și în spatele crucii Sfântului Andrei, este 50 de metri, deci în afara localității 50, iar în localitate este 5 metri. La ce distanță dinainte și după un semn care indică o stație de autobuz nu aveți voie să parcați, sunt 15 metri. Sper să nu se audă în spate zgomotul. Eu locuiesc aici lângă un teren de tenis și îi aud pe cei de acolo cum zbiară și cum se omoară cu datul mingea aia, da? Deci sper să nu se audă prea tare. Mai departe aici la noi, cu cifrele noastre, în stații este permisă oprirea numai dacă nu sunt stânjenite autobuzele și, bineînțeles, pasagerii. Cât timp cel mult este permisă oprirea acolo? Oameni dragi, numai 3 minute. Deci, 15 metri nu aveți voie să parcați înainte și după, iar în caz că voi aveți aici o linie zigzag, da? Aveți voie atât cât este linia, poate acea linie mărește această distanță sau o micșorează, depinde. Cu cât este admisă depășirea maximă a încărcăturii în lungime, dincolo de reflectoarele din spate, avem aici, este un metru.